În noaptea în care s-a născut pruncul Iisus într-o peșteră lângă Betleem, păstorii oilor au văzut o mulțime de îngeri din cer care cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. De aceea, sărbătoarea nașterii Domnului coboară cerul pe pământ și pe îngeri printre oameni, pentru a le vesti păstorilor că vi s-a născut astăzi Mântuitor. După cum atunci îngerii au vestit nașterea pruncului Iisus mai întâi păstorilor, iar păstorii au vestit-o locuitorilor din Betleem, și astăzi copiii colindători vestesc nașterea Domnului, iar apoi păstorii sufletești, adică preoții, vestesc nașterea Domnului, mergând cu icoana în casele credincioșilor, aducând binecuvântarea, pacea și bucuria pruncului Iisus în sufletele celor ce îi primesc cu drag. Sărbătoarea nașterii Domnului sau Crăciunul ne îndeamnă pe toți să răspundem iubirii milostive și smerite a pruncului Iisus cu iubire milostivă și smerită față de toți oamenii, dar mai ales față de copii și bătrâni, săraci și bolnavi, singuri și întristați. Cu prilejul sărbătorilor nașterii Domnului, anului nou 2024 și botezului Domnului, vă adresăm tuturor părintești binecuvântări, doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, împreună cu salutarea tradițională la mulți ani!